Seara trecută au primit ordini, iar în această dimineață au și plecat. Este vorba despre 32 de pompieri hunedoreni cărora le-a fost încredințată misiunea de sprijinire a populației afectate de inundațiile din județul Galați. În această dimineață, 32 de pompieri hunedoreni, mai exact 2 ofițeri și 30 de subofițeri și soldați gradați profesioniști au început deplasarea spre județul Galați pentru a oferi sprijin populației afectate de inundații. Această mobilizare face parte din efortul comun al structurilor de intervenție de la nivel național, care acționează coordonat pentru protejarea vieților omenești, reducerea pagubelor și acordarea ajutorului necesar zonelor în care precipitațiile abundente și viiturile au făcut ravagii. Amintim faptul că în aceste zile peste 1000 de pompieri din țară se află în sprijinul salvatorilor de la ISU Galați și acționează neîncetat pentru a oferi ajutor cetățenilor și pentru a restabili normalitatea în localitățile grav afectate. Pompierii sunt în prima linie acum și intervin cu motopompe pentru a curăța gospodăriile de apă și mâl și pentru îndepărtarea aluvionilor de pe drumurile publice, pentru a permite accesul în zonele izolate. De asemenea, pompierii acționează și pentru a salva și proteja bunurile oamenilor, evacuând din gospodăriile afectate obiectele ce nu au fost deteriorate de inundații.